O să vreau să spun care sunt cele patru voci pe care tu va trebui să le asculți zilnic dacă cu adevărat îți dorești să te întâlnești cu măreția în această viață. Prima voce este vocea trecutului. Este vocea care îți vorbește despre durerile tale. Atenție, am descoperit de-a lungul timpului că trecutul te poate și motiva. Și ai face bine să-ți iei motivație din durerea trecutului. El te poate distruge sau te poate construi. A doua voce foarte importantă este vocea interioară. Dă-mi voie să te întreb ceva. Ce-ți dorești cu adevărat de la viața ta, de la tine? Dacă ar fi în acest moment să te uiți strict numai în sufletul tău, care sunt lucrurile care te-ar motiva? Care sunt lucrurile care te-ar mișca? Care sunt lucrurile care te inspiră, care te motivează? Ascultă-te mai mult. A treia voce pe care vrei să o asculți este vocea succesului. Aici mă refer la vocea celui care te mentorează sau vocea celui care te poate învăța ceva. Aici mă refer la oamenii de succes care te inspiră și care te motivează. Ascultă-i mai mult. De ce? Pentru că, vezi tu, ca să rămâi motivat, ai nevoie de susținere. Și cea mai bună susținere ți-o iei din partea oamenilor care cu adevărat vorbesc pentru mintea ta și pentru viața ta. Și a patra voce, desigur, este, cum ar veni pentru mine, ar fi cam prima voce, este vocea spirituală. Te rog să te conectezi cu sursa și te rog în acest moment să te lași purtat sau purtată de vocea lui Dumnezeu. Dacă pentru tine Dumnezeu este universul sau iubirea, este ok. Dar te rog din suflet, lasă-te purtată de această voce. Pentru că, vezi tu, nu poți să creezi fără sursa care creează. Așa că conectează-te spiritual.